Bună ziua, bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni. Ce mai faceți? Ați dormit cu o oră în plus azi noapte? Sunteți mai bine dispuși? Foarte frumos, pregătiți-vă pixurile, telefoanele, hârtiile, că puteți da dedicații. Telefonul e 0264-420135. Uitați-vă că vă scrie acolo și despre Facebook și despre altele, da? Bun, așa. Acum, dacă cineva dă mil, dacă nu, începem repede, să nu uitați că în Transilva. Da, da, am zis bine. În Transilvania, astăzi, pentru că e duminică, dar mâine, mai ales în 1 decembrie, se comemorează morți, cei plecați la cele veșnice. În alte părți, alții. Hai, dă-mi un telefon repede. Alo! Doamne ajută, ziua bună, domnul Sergiu, Banatului, Fruncea, Țării. Bă, Imi, bată-te bine să te bată, da. Doresc să transmit un sincer la mulți ani unui foarte bun solist de muzică populară, care în data de 29 octombrie și-a sărbat ziua de născare, fiind vorba despre Bebe Radu Dragomir. Ai, bănățean de-al vostru! Da, da, e taman din clisura Dunării, de la Sichevița. Da. L-am cunoscut de mai bine de 27 de ani. O lucrat el și în vamă, a fost vămești. Aha, aha, e clar. Da. Treci peste asta că îl caută băieții, treci. Da. Iubitei mele Ramona, precum și doamnei Letiția Chirca din județul Cluj și Ramonei și mamei sale Ani. Dumneavoastră, gânduri bune acolo pe somnul din tot în Reșița locuiești. Tot. Ai cetățean de onoare și a județului Caraș-Severin și a municipiului Reșița din 2003. Felicitări! Gata! Doamne ajută! Doamne ajută! Oameni buni, hai că începem cu un cântec interpretat dintre unul dintre soliștii din vechea generație, de aia mare. Să ne bucurăm că îi mai avem. Hai! Și jele mai
Nicolae Bondoi, trăitor aici lângă Cluj, Naiton, cu mers către Tur, da, pe stânga. V-am spus că avem obiceiul să mergem la dumneavoastră, că de-aia se cheamă emisiunea, vine Clujul pe la noi. Dar acum suntem împiedicați de pandemia asta pe care o ducem toți după cap. Așa că mergem și vă intrăm în casă și noi cum putem. Uite, telefonic am ajuns, sper că am ajuns la doamna Laura Lavric. Bună ziua! Bună ziua! Să rămână, ce faceți, doamna Lavric? Bine ați venit pe la noi! Ce faceți? Bine, așa, în ghilimele. Dați jos ghilimelele! Dăm jos ghilimelele, dar așteptăm să le dea cineva ăia puternic să le dea jos. Ca noi să avem libertate, să putem să mergem, să mergem la Cluj, dumneavoastră să veniți la Iași, aici da, unde eu sunt. Ca să ne putem face treburile cum trebuie, da. Sigur că da. Păi știți, eu n-am uitat emisiunile alea frumoase care le-am făcut la dumneavoastră. Păi nu lăsați, da, că vor veni vremurile să mai veniți. Vai, le așteptăm cu toții. Auziți, ce rugămintea la noastră. Spuneți-ne, cum vă simțiți, domn? Cum mă simt? Da, sănătoasă. Știți cum? Sunt sănătoasă, am trecut o țară și prin boală, ce-i drept. Da. Sunt sănătoasă, dar mi sufletul năcăjit, că nu mă pot întâlni cu publicul, că nu avem libertate. Asta. Așa am mai avut perioada asta cu petrecerile, așa, și a fost destul de bine. Dar acum văd că iară suntem îngrădiți. Da, să vedem, poate... Să sperăm că perioada asta e mai scurtă. Bat-o norocul, s-o bată, da. Da. Poate și mai scurtă. Ați mai prins așa vreun eveniment? Ați mai cântat pe unde ați putut? Da, sigur. Am cântat și acum mai avem și sâmbătă și să vedem. Nu vă lăsați. Auziți, unde sunteți? Unde sunteți născută dumneavoastră? M-am vaccinat și mă duc la cântat. Înainte ca rușii! Eu sunt din nordul Bucovinii, de acolo, de unde s-a agat Hartancui. Din Costișa, comuna Frătăuții Noi, județul Suceava. De la Frătăuți, măi! Dar de mai mult timp sunt la Iași, fiul meu Victor Lavric a făcut facultatea aici în Iași. Da. Între timp am încropit și ceva afaceri, adică fiul meu, el îi se pricepe și mai bine. Așa. Eu sunt pe lângă el numai. Și în rest bine. Important e că suntem sănătoși. Asta este. Am dorit sănătate la toată lumea, să fim sănătoși. Să dai, domn. Da. Doamna Laura, fiți atent. Acum, după ce închidem noi, eu vă las un minut, două, ca să puteți să vă uitați la televizor, să trece, să vă vedeți. Bine? Da, bine. Am o surpriză. Da. Aveți o surpriză, ia să vedem surpriză. Bine, să rămână. Vă pup. Surprizele, mulțumim. Cele bune. Oameni buni. A fost doamna Laura Lavric. Tot din generația care s-a consacrat prin valoare, prin tradiție, prin experiență, prin muncă. Aia, awesome. Când mai primesc Mișului un telefon să-mi spui că vreau să vă citesc ceva. Aici, am primit o dedicație pe Facebook, că e plină lumea de Facebook. Și o să vă citesc. Dăm telefonul. Alo? Alo? Da. Să trăiești, că trebuiești, domnul Sergiu. Toate cele bune. Cu cine vorbesc? De la Ardud. Din Ardud, bată-vă binele, domnule. Nicu de la Ardud. Asta e județul Satu Mare, oameni buni, da? Nicu Bohidan de la Ardud, domnul Vaida. Bă, Nicule, vinul mai este în Ardud? Mai este, că v-am chemat săptămâna trecută, dar n-am venit. Auzi, să-l saluți pe domn primar, băi. Îl salut, că mă întâlnesc cu el. Să-l saluți, că îi beau vinul când ajung, da. Da, îi bezi vinul? Da, vezi, doamne, mari băutori suntem amândoi, da. No. Ia fă dedicația, Nicule. Păi pentru toată familia media aici din Ardut și care pe unde e și pentru toți ardudenii. Sunteți în Prăștia stare, Nicule, și voi? Păi și pe Maramure, și pe Cluj, și pe Satul Mare. Pe unde v-a dus? Bine, toate cele bune. Uite că i-am promis doamnei Laura Lavric că îi fac o surpriză, adică o pun să cânte, cum s-ar zice, mai de iarnă. Am ales piesa aceasta din două motive. Odată că doamna Laura Lavric este foarte natural acolo și a doua că ilustrația coreografică este făcută de oameni simpli, nu de ansamblu. Oamenii ai noștri. De-ai noștri. Hai! Hai să vezi cum joacă satul unul lângă altul, la oalaltă șetișor, poate linișor. Mândri-s moldoveni, joacă tățateni, joacă sârba, patrești leagănat, cântă la untari, zâi cu foc mai tare, ca zâi vor la flamă să sar.
țâni hangul, măi, copzare, să razune copza ta până-n voroda. Uite la țața alea, nuța cu flutură-n bate stuța, că-i în capul jocului, para focului. Mândriți moldovenii, joacă tățagenii, cu joacă sârba, patrânești leaganat. Când la urtare, zâi cu foc mai tare, ca zâi vor la flamâns în sat. Joacă fetele, fleacăi, nu se lasă moștejei, asușesc cu viațele și-n strâng oamenii. Mândriți moldoveni, joacă tățateni, joacă sârba, patrânești leaganat. Când la urtare, zâi cu foc mai tare, ca zâi vor la flamâns în sat. A fost Laura Lavrec. Ia să vedem cine e la telefon. Cum vă fi norocul? Alo? Mulțumim! Bună ziua! Bună ziua! Sunt doctorița Eva Mihaela de la Sboan pentru ultima dată pe anul ăsta, vă spun. A, să rămână, doamna doctor! Da! Pentru că sunt catolică și la noi e ziua tuturor sfinților, da? Am un profesor de la Cluj care mâine își sărbătorește ziua de naștere, fostul rector. Aș vrea să transmit pe această cale la mulți ani. Da? Constantin Ciuce. Da! Pentru doctorul Mureșan Ioan și pentru niște chirurgi de la Milano, Francesco Russo, Giovanni, Stefano, Marco, Maria Frigerio și Carlo Drosblanc. La mulți ani tuturor! Să fie sănătos, să ne poată vindeca! Mulțumim! Cum, și... auziți cum e vremea în Săbăoane, acolo în Neamț? Frumos! Vă așteptăm în Moldova să vedeți cât de frumos este! Bate-ne, că de acolo am început eu în viață! Tocmai am audiat melodia doamnei Laura. Sârba de la flămânzi? Auziți, dar n-am spus că e de la flămânzi. Am tăcut din gură, da. Bine, vă să rămână. Toate cele bune. Mulțumesc de suflet. Da, auziți, e bună că... Da. Lucrați la dispensar sau la spital? Nu, eu momentan sunt la Săbăoane. Nu mi-am dat examenul de medic specialist pe chirurgie vasculară. Aha, sunteți pentru specialist. Auzi, hai că vă spun o întâmplare. Mi-a scris cineva, dar nu spun despre unde, ca să nu zice că e reclamă negativă. Ce, domnul Sergiu, e bună, e bună tot. Zice, la noi sunt niște băi termale deosebite. Eu m-am dus cu cârjă și am plecat fără. Că mi-au furat. Foarte bine. Că mi-au furat. Da. Să rămână! La revedere, vă... Toate cele bune! Vă felicit pentru misiune! Mulțumim! Am zis că mai venim pe la dumneavoastră, dragi oameni buni, în felul nostru. Uite, ne ducem cu Iosif Ciuntărei. Cu Iosif pe Coclauri. O să vedem cum se strâng strugurii mai în Săceri, de la Maramureș. Acolo n-au viile pe dealul, le-au în curte acolo. Hai! Dar frumos strugul s-a făcut. S-a făcut, doamne, nu ziceam. Și după ce îi strângeți, văd acolo o mașină. Da. Și îi sfărmați, așa-i? Da. Îi băgați acolo mașină. Dropitoare. Mhm. Așa. După ce am presă de struguri. Nu, ca... Și cam câtă vreme îi lăsați acolo în butoiul ăla de lemn să stai? Cam... 2 zile. Cam 2 zile, până să moi un pic. Da. Și apoi unde-i duceți? Să se macerează după ce atescuim și băgăm la butoi. Îi băgați la butoi? Da. Și acolo la butoi cam câte vreme stau? Da, păi până fierbe, sau păi dacă fierbe, e bun de băut. E bun de băut dacă fierbe? Da. De unde ați învățat ca să faceți? A, de la taică-miu. De la tata dumneavoastră? Da, curăț via...
legăm via, aranjăm. Făcea și dumnealui. Da. Da, ce frumos aici. Frumoase, domnule. Da. E, s-a umplut găleata, domnul Mihai. Da, s-a umplut. Șamu, o băgați acolo la tocat? Da. E manual, așa-i? Da. E, și un doi s-a tocat. Și fiecare găleată pe care o faceți, tot o aduceți aici, așa-i? Da. Și-o tocați. Da. Noala la oară. Un doi să gata mustul. Vă aduceți aminte la oară când făceați vin cu bărbatul dumneavoastră? Cu să nu, da. Uh-huh. Ați făcut mult vin? Păi am făcut și mai mult și mai puțin, după cum am avut... După cum au fost struguri? Cu struguri și cum au fost banii, domnul Iosif. Da. N-am avut salarii mari, am lucrat la colectiv și apoi nu. Cumpăra și noi 102 de chile, mai demult dacă nu se făcea să avem o țări de vin, de sărbători, de nu. E mai bun vinul ăsta de struguri de casă? Păi bun, cu să ăsta e vin roșu, nu e alb. Natural. Da. Aia ăsta-i teascu. Ăsta-i teascu, da. De câtă vreme l-aveți? Teascu? Da, teascu. Cam de vreo 20 de ani, mai mult. De vreo 20 de ani? Ai. Da. Ei, ha. Așa. Acum l-ați montat, domnul Mihai. Da. Și cum funcționează, să le spunem oamenilor care ne urmăresc? Păi se bagă strugurii zdrobeiți. Da. Și după aceea se montează cu leantele cu tort, după aceea se strânge la presă. Da, și alea... La teasc. Așa alea și bucățele mius. Da. Pe ăsta se așează, aici așa... În partea asta, așa, știi? Am înțeles. Dar peste placa asta care vine, da? Știți? Da. Ca să apese struguri. Da, să apese. Și să curgă mustul. Da, să curgă mustul. Și atâta-i tot. Atâta e tot. Păi, numai le facem poftă oamenilor care se uită la noi, domnul. Da. Un pahar de must. Un pahar de must, dar nu mă țeră, că și cu microfonul și cu tatie în mână. Da, tot mă îndemn. Ai luat din butie de acolo? Da. Să le arătăm și oamenilor ce culoare faină are. Da. No, Doamne ajută! Doamne ajută! După ăsta nu mă îmbăt, așa-i? Sănătate! Nu te înveți de ăsta. Bat după ce fie. Doamne bună-i! Foarte bun! E după ce mâncăm. Da. Păi nu de alta, dar am de mărți cu motorul. Și să n-am bat. No, sănătate! Și apoi la iarnă vinim și închinăm și un pahar de vin. Din ăla limpezând. E bun. Ne mai pomenim. Vine cu jupe la noi. Bă! He, uitați, vă citesc una bucată dedicațiune primită pe Facebook. Că suntem și noi între Facebook. Liliana Daniela Morușca, mamei mele care azi împlinește 88 de ani la mulți ani. Și vă mulțumim pentru emisiune. Să vedem cine e la telefon. Alo? 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 Da! Bună ziua, domnul Vaida! Bună ziua! Ce faceți? Băi, uite ce să fac ea aici, de lucru! Gheorghe de la Sighetul Mărmație vă salute, cu mare drag! Da, Gheorghe, că aprindeți pe holde, ia să auzim! Așa? Da! Să facem niște dedicații! Cui? Pentru prietenul meu, Imi Gașpa din Reșița și prietena lui Ramona din Aghireș. Și pentru familia mea și pentru dumneavoastră și pentru domnul de la Butoane, care ne primește cu mare drag. Azi e Mihai Colhon acolo, să știți, dar de-o vorbit urât, să știți pe cine să înjurați, dacă nu să-l lăudați. Da. Vă doresc multă sănătate, domnul Vaida. Mulțumim!
Sănătate, Doamne ajută. Cui sărută și la cela ce să uită. Da, mulțumim. Am zis, uite cine ne fericită, Dan Tiberiu Sebeștein. Super felicitări. Și Viorica Soponar, felicitări, domnule Sergiu, că ați revenit la Cluj. Mulțumim. Așa, ia să mai dăm un telefon, că apoi ne-o duce mai departe să vedem ce scrie în carte. Alo. Alo, bună ziua. Are pe TVR Cluj, îi transmis în direct acum? Da, se transmite în direct și pe Cluj și, doamne, pe TVR 3. Vreau să, pe TVR 3, vreau să spun la mulți ani la domnul Furduiancu, că de Sfântul Dumitru a fost ziua. Da, păi sunteți în direct, ziceți. Alo. Da, da, vă aud, acum sunteți în direct, spuneți la mulți ani, Nicu. Da. Să trăiască, nu pot să-mi permit, Nicu. Da. Ziceți, domnul Furdui. Da. Ziceți, maestri. Hai, cum sigur vreți? Că da, sigur că da. Dacă asta mare, este... mare exponent al cântăreții, da, a fost ziua lui de naștere, ați văzut că am anunțat. Da, sunt din locuiesc în Abrud, atâta, nu vreau să dau numele. Ați fost vreodată la Abrud? Bine, mulțumesc. Oameni buni, uite, o să dăm acum să cânte un solist care cântă foarte rar. Cu rădăcini în Sălaș, trăitor în Zărnești, în Brașov l-am prins acolo și am filmat la cetate. Tavi Bălășcău. Vai de mine că-i supărare, că iar vine bârsa mare. Bârsa e atât de mare, lai, 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 la, n-o pot trece nici călare, lai, la, 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 la. N-am nici luntre, n-am nici punte, drum numai la mândra în curte. Și n-aș trece bucuros, lai, 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 la, că-s pe mândra mânii o-s, măi, lai, la, 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 la. Bârsă, liniștește-te, mândrom, veselește-te, să ne mai iubim odată, lai, 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 la, când erai tânără, fată, lai, la, 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 la. Brânză bună ca la bran, fete faine ca-n tohan, apă dulce ca-n Zărnești, lai, 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 la, nicăieri-a nu găsești, măi, lai, la, 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 la. Ia uite! Pentru ochi ca mura coaptă, ocolez pădurea toată, și Zărnești la tine aparte, trai, lai, lai, la, și tohanul jumătate, trai, lai, 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 la, pe suchiatra craiului, măi, trai, lai, lai, la, până în poarta branului, măi, lai, la, 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 la. Tavi Bălășcău s-a dus el la cele sfinte. Dumnezeu să-l ierte, să-l odinească. Oameni buni, trebuie să mulțumim respectuos sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj, că fără el greu ajungeam în casele dumneavoastră. Să trăiască și să deschidă repede, să scape de pandemie. Bun, dăm telefonul. Alo. Aole, dacă ar fi trăit, Tavi Bălășcău era un tip hitru. Și cum el nu iubea manele, el a zis, lasă-le, mă, Tavi, că și ele au loc, mă, e o chestie. Domnul Sergiu, domnul, bun. Ar fi zis acum, domnul Sergiu, acum, zice, dacă ar fi nevoie de certificat verde ca să se poată asculta manele, am avea rata de vaccinare 150%. Domnul Sergiu, cam domnul Sergiu, un tip. Alo, da. Domnul Sergiu, lasă vorba, sunt din Dobrogea, sunt și eu, mă chinui de... Stați, repetați că m-ați luat pe drum. Sunteți din Dobrogea? Da, și... Da, și dă-mi un pic mai tare în platou, te rog, un pic, Mișule, să o ascult, da? Sunt din Dobrogea și vreau să prind și eu Clujul. L-ați prins, sunteți în direct. Și dacă v-am prins, vă țin acum și nu vă mai dau drumul. Atât, ia să auzim.
Ce să aud? Da, vreau să vă zic bună ziua. Noi suntem bine în Dobrogea. Noi n-avem COVID. Noi da, mâncăm aveți, pește. Aveți soare dumneavoastră încă? Avem, avem, da, ce soare. Avem pește și avem mâncăm pește și noaptea luminăm, știi, ca licuricii. Și nu prindim. Auziți? Mi-a spus un prieten foarte bun din Calafat. Zice, bă, neavai, dacă cum vorbesc, e așa mai... Zice, la noi s-a întâmplat o minune, domnule. De. Un avizier de pe Casa Scării a lăcrimat când s-au afișat prețurile la întreținere, zice. Sărac. Lasă-ne, domnule, azi da. Duminică, hai să nu mai vorbim. Hai, da, da, da. Hai, măcar o leacă să le mai dă. Bine. No, fiți auziți, doamna, da, fiți pregătită că am niște momente frumoase care vin, bine? Bine, să rămână! Dobrogea vă salută! Mulțumim! Foarte bine! Trecem pe geam parale. Oameni buni, am fost întrebat de mulți unde este finul, adică aveam nașul și finul. Așa, și cum nu eram la TVR atunci, sigur nu s-a anunțat aici, a trecut la cele veznice, infarct și profesorul Marcel Mureșan s-a dus. Acum e altcineva în locul lui. Dar uite, eu vi-l arăt acum, că tot este momentul ăla când punem lumânări la toți cei duși ai noștri, mai ales cei din Ardeal și parte din Moldova. Uite, un moment din arhiva TVR-ului din Cluj, cu nănașul și cu finul, semințe din dovleacul nostru. Hai! Și notează că ea numai mâine, nu-i poi mâine, și la noi în comună să ține un simpozion pe teme agricole. Da, bun. Pentru asta, așa. Ce zici? Păi, ce să zic, fă, mă, mamă, mototol, ca să scap de protocol. Băi, sala căminului cultural să fie bec. De câțiva domni, mă? Băi, lună și bec, curățenie. A, curățenie, așa spuneți. Bun. Așa, bun. Mă, ar da. Mai fi o treabă. Care, domni, bă, vin oamenii ăștia. Așa, da. Oamenii ăștia cu simpozionul, mă, da. Dar noi ce le arătăm, mă, de pe la noi, de pe în comună, mă? Hm? Ce le arătăm? Să vadă și că avem și noi, nu? Care avem, care nu... Da, mă! Nu zic eu că nivelul să fie foarte sus. Dar cât de cât, mă? La să mine... vadă că suntem și noi la nivel. La mă. Mine nici nivel nu-i. Arătați dumneavoastră, domnule. Băba de Petrișfie. Da. Îi ducem la secția de tractoare. Ioi, bine ziceți, domn primar. Acolo îi duce. Da. Bă, tractoarele seamănă? Seamănă. Acolo îi duce. Da. Le arătăm procesul. Bă, seamănă? Seamănă, domn primar. Bă, tăte? Tăte, că tăte-s roșii. Iar le-ați descompletat. Că suntem români, domn primar. Nu, e clar, acolo iar nu-i putem duce. Ce să le arătăm? Nu. No. Bă, mai ai tu ferma aia de capre? Ioi, domnule, îți mulțam că deja-i pe rod. Stai, bă, cum să fie pe rod, oră nu-i viță de vie. Adică vreau să zic că deja prima capră și fătată. Perfect, acolo-i duce. Câți de zare? No, câți? Unu. Cam și fotografia lui acela mine, ca document. Faci bine să faci să crească natalitatea. Păi să crească, domn primar, dar cu ce suntem noi de vină că... Doamna capră nu mă e de vrut să facă. Bă, de la Ion Creangă în coace e foarte greu să ne închipuim o capră fără triez. No, bine, no. Uite aici, ia. Aici sta ied? E da, mâncă la tata și încă ce fa ied, ia. Și de ce n-are iedul cornie? No, apemu, de ce n-are iedul cornie? Pentru că încă nu-i însurat, domn primar. Acolo. Da, hai că vedem cine e la telefon. Alo? Alo? Doamne ajută, domnul Vaida? Da, el. Aș vrea să fac și o dedicație pentru o cumnată de-a mea din Sibiu. Da, ascult, cum o cheamă? Eugenia Căbulea. Da? E sibiancă, sibiancă. Doresc multă sănătate că ați face o frumoasă vârstă. Dar în ce cartier? În hipodrom? În hipodrom. Da, am nimerit și eu ca orbul brăila. Să trăiască, să-i dea tot. Bine. Mulțumim. Și dumneavoastră bine ați revenit printre pământeni. Ah, bine, vă mulțumesc. Eram în sferele înalte, iar te-ai cufundat în ceruri, da. Vă mulțumesc. Am venit bine și am aterizat. E bine că n-am aterizat forțat.
Corect. Vă pup, toate cele bune. Numai bine, sănătate. Ia să mai vedem din pe Facebook. A, ei mi-au fost. Doamna Valeria Miclău zice, o dedicație nepotului meu Sergiu din Oradea, care azi împlinește o zi o frumoasă vârstă. O zi bună îi dorim. Să citesc și ce mi-a strâns. Stați să căutăm aici. Mai dă-mi un telefon, că caut, doamna Miclău, și acum pe mesaje la Facebook mai vechi. Caut și vi le citesc. Alo? Alo? Da. Sănătate multă, domnul Vaida. Și dumneavoastră. Din Lupeni vă deranjez. Acum vreo două zile, un fiind de-a meu, a avut ziua de naștere. Stelică Badea din Vulcan. Așa. Multă sănătate, Dumnezeu să-i dea și dumneatale și la... Să țineți emisiunile astea cât de mult. Mulțumim! Să nu spuneți că plouă în Lupeni, că de acolo am cuscri cu rădăcinele o parte. Da. Nu, aceea deocamdată e vreme faină. Așa să fie! Hai, stai să citesc, că am găsit doamna Miclău, stați așa un pic, la noi toate, a, uite, vă rog o dedicație băiatul meu Florin din Londra, care a împlinit 34 de ani, și băiatul meu din Bahamas, cu nora și nepoțelul, îi iubim mult și la cât mai multe melodii, din Salonta, Bihor, vă scriu, foarte bine, no, acum, oameni buni, uite, vă mai dăm o solistă trecută la cele veșnice. Eu am meritul că am pus-o să cânte țigănește. Eu am pus-o. Am îmbrăcat-o la Târgu Mureș și eram la o filmare acolo, în cetate, de ziua vinului. Ea era cam obosită și mi-aduc aminte că în dreapta, unde pregătise un protocol frumos cu vinuri, că de-aia e ziua strugurilor, am pus-o, s-a îmbrăcat țigănește și stătea frumos. Am pus să joace pe masă, că eram turații noi. Iar în timp, ea... chiar s-a consolidat repertoriul în direcția asta. Hai să vedem! Yeah.
Ileana Rus. Bă, Robert, băiatul său, Nelu, bă, mai căutați-mă să vă mai punem de o colaborare. No, hai cu telefonul. Alo? Telefonul nostru a fost ca și alte telefoane. Da! Alo, bună ziua, domnul Vaida. Bună ziua! Stefan Galan, de la Pedro Pederandeal. Da! Iar două dedicate pentru nepoții din străinătate, dacă vedeți o melodie cu Virginia Erimu. Mă, nu am astăzi, dar o am pregătită. Dar unde-ți plecați, nepoții? În Anglia, în Belgia. S-au dus. Salut, Feldru! Da, auzi, dar în Feldru mai stă cineva, totuși. Da, mai sunt destui, domnul, bă. Sunteți destui, foarte bine. Auzi, domnule, dacă nu, dați-mi o melodie cu Felix Galan. Dacă... Bine, a, te-ai pus bine că sunteți neamuri, adică coincidențe de nume. Da, da. Bine! Să fie pentru dumneavoastră, pentru toți telespectatorii. Să dăie Domnul! Și pentru toți sărbătorii de astăzi. Așa, hai să vedem. Doamne ajută! Doamne ajută, cui sărută și la ce, la ce să uită, stai să vă gândă. Bun, oameni buni, m-a întrebat cineva, tipul melodie, dacă păstrezi bunul obicei de a aduce aminte că majoritatea muzicii noastre pleacă tot din melosul popular, adică din pământ. Corect. Acum o să vă dau o piesă interpretată de un solist deosebit și actor. Deosebit. Deosebit. Nu știți, nici aia care sunteți un pic mai copți. Ascultați să vedeți cum se scrie atunci despre pământul tău, despre satul, de unde a plecat, că fiecare e de undeva, despre origine. Ce frumos! Nemaipomenit! Dar și-o trimit asta pentru că omul are parte de rădăcini acolo și a făcut celebru cântec, poarta sărutului, poarta încep. Vremuri. Înspre toți fanii mei. Deci toți fanii mei din cartierul, o să nebuniți, comuna din Paris, din Târgu Jiu. Am mulți acolo, nu pot să-i spun pe toți, că după aia mi se termină misiunea. Înspre toți cei de acolo, cântecul acesta. Că bă, oameni buni, e de-al vostru, băi. Hai! Pare că te văd bătrâne sat, pe firul apei înșirat, pitit în umbra dealului, visând la roata soarelui. Hei! Tu din ferestre m-ai privit și-ai strigat și-ai chiuit, plin de lumină te-am știut din ziua în care m-am născut. Hei! De iarbă mângâiat, mai legănat și descântat, în rouă rece strop de cer, să-ți crești plăcăul ca de fier. Tu mi-ai dat miere și pelin și mângâiere și suspin, și primul meu purta de vânt și locul meu de pe pământ. He-he. Ți-ai pus în zor cămașa ta de sărbători și în ce de mână ai purtat pe lângă școli un băiat. Mi-ai dat condei amecedar, codru de pâine în buzunar, să pot să o iau de la început, să știu ce trebuie, știu. N-a fost ușor până am aflat sforul gândului curat, dar cât ar fi drumul de lung, tot mi-ai spus cum să ajung. Dar joaca prin nameți și noptăreți și dimineți, primul sărut și legământ și locul meu de pe pământ. He-he. He-he. Îți amintești, bătrâne sat, de ziua în care te-am lăsat? Doar tu știai că am să te ascult și plec să învăț să știu mai mult. He-he.
m-ai dus acolo între tei, unde se odihnesc ai mei și lacrimile au picurat pe colbul tău, bătrâne sau. Și atunci, la fel ca altădat, cu iarba iar mai mângâiat și mi-ai șoptit așa cum știi că viața nu o poți opri. Ai petrecut când am pornit, m-ai așteptat când am venit cu pâine caldă și un cuvânt, locul meu de pe pământ. Așa cum tu m-ai învățat, în minte multe am adunat, cu tot ce-am strâns mai bun în ea, m-am reîntors la vatra ta. Ca să rămân aici mereu, să-ți răsplătesc cum pot și eu, să aprind lucefer pe cărări și jarul primei sărutări. La școala ta ca un palat, să porți de mână alt băiat, să-l știi că e flăcăul meu și pe os din osul tău. De ce te-am căutat, ce să înțelegi că te-am lăsat? De ce ești leagănul meu sfânt și primul loc de pe pământ? Sergiu Cioiu. Total, excepțional. Deci vedeți că se crea foarte puternic și înainte. Gândiți-vă că noi, televiziunea română, sărbătorim 65, trece pe 66 ani de existență. Păi nu s-a stat în anii acestea, s-a făcut multe. Am câțiva prieteni foarte tineri care sunt uimiți de ce au putut să vadă că s-a creat înainte. Deci, n-a început lumea asta nici cu noi și nu se va termina nici cu noi. Dă-mi un telefon, Cristi Balas la regie, Mișu Colhol, Mihai, la sunet, hai! Alo! Bună da. Ziua, domnule! Bună, doamne, da! O rugăminte, de la Galați vă deranjează? Nu ne deranjați! De la Galați? Da, ascultăm! Vreau și eu să dedic o melodie. Da! Străinătatea de Sorin Filip, care n-am mai văzut-o și n-am mai auzut-o de câțiva ani de zile, care nouă românilor ne se potrivește de minune. Aia, da. O notez, că vorba lui Dem Rădulescu, se notează și se abordează. Acum, astăzi nu, dar în emisiunea viitoare am grijă de ea. Bine? Mulțumesc mult. V-a deranjat Zanfir de la Galați? Nu ne-ați deranjat absolutamente deloc. Mulțumesc frumos. Să văd cât e ceasul. Mai apuc. Azi, băi, ce era? Încă o dedicațiune să vă citesc. A, Nănașu, finul propriu zis, cel nou, Grigor Berci, Aguță, zice, a sărbătorit-o pe fiica dumneavoastră Adelina. Mama Alina, tata Neluțu și fratele Alin, bunica Viorica, toți Adelina îl țurează la mult ani. Și cu noi, împreună cei care lucrăm cu taică-tă, da? Să ne chem la nuntă. Atât. Bun. Ia mai dă-mi un telefon. Alo. Ia să vedem ce aveți. Să nu uit pe care, mă. O, nu uităm. Alo. Cu domnul Vaida? Da. Domnul Vaida? Vă ascult. Am o rugăminte. Eu. Îs de la Făgăraș. Da. Dați-vă din lângă televizor și ascultați numai în telefon. Televizorul dați-l mai încet, bine? Da, l-am dat mai încet, uite acum. Deci sunteți din Făgăraș, da? Da. Da, și aș vrea o dedicație pentru soțul meu, că pe data de 4 face 84 de ani. Da. Și aș vrea o cântare cu Florica Duma. Des cu nună, mă, părinte! A cui târziu? Dar băgăm. Descrună-mă, părinte, că am fost tânăr fără minte, da? Păi categoric. Acum, Adam, auziți, hai să vă spun, îi spuneam unui bun prieten al meu, profesorului Ciutacu, la Brăila, acolo, la Vale, într-o seară, dom'le, copilăria e frumoasă și la un moment dat dispare. Păi normal și, că dispare. Și mai reapare pe la 80 de ani. Auziți? Mai reapare pe la 80 de ani. Da. Mulțumim de telefon. No, acum să vedem ce vine. Oh, vreau să vă spun. În siajul ideii mele că majoritatea muzicii foarte modernă, cum o vreți dumneavoastră, este pornită din ogorul melosului popular,
nu e pleonasm. O să vă dăm un cântec din Maramureș cântat de niște artiști foarte buni din Botoșani. Acolo va fi Justina Ieremia, Oana Tăbăltoc, Gelu Grat, Jos Crup în fața lui, Virgil Pespian, toți. Imaginile sunt de lângă, din marginea lacului de la Ipotești, lacul codurilor albastri, știți? Nufer galben, lacul nuferilor de acolo. Să vă uitați cu atenție cântecul din Maramureș. Mie îmi place foarte mult cum l-au făcut ei, tinerii, și l-au tras spre sufletul lor, ceea ce este foarte firesc. Hai! Când s-a împărțit norocul, măi dorule, când s-a împărțit norocul, fostam eu dus la lucru, fostam eu dus la lucru, măi dorule. Și la tăți l-au dat cu carul, dorule, și la tăți l-au dat cu carul, numai mie cu paharul, numai mie cu paharul, dorule. Nici acela n-a fost plin, măi dorule, dorule, nici acela n-a fost plin, jumătate. Acela n-a fost ras, mai dorule, nici acela n-a fost ras, jumătate-o fost năcaz, jumătate-o fost năcaz, mai dorule. Și-așa-mi vine câteodată, dorule, și-așa-mi vine câteodată. Ooh.
Hei, să nu spuneți că nu v-a plăcut, că după aia... Dar oricum nu mă las de așa ceva, mai ales că cineva mă felicita pe telefon pentru chestiunile astea. Da, trebuie să înțelegem că totul e în evoluție. Acum, dacă unul o fi evoluția evolutivă, nu-i treaba noastră, dar deocamdată n-am. Altfel suntem ca în anecdota aia, când se duce nepotul la bunică sa și cum se dă jos, și aruncă el bagajul și zice, bunică, ai Wi-Fi? Bă, uite care e treaba. Da-mi, tu mănâncă ce-ți dau. Așa și noi. Deci, trebuie să ne înțelegem. Alo, dă-mi un telefon. Alo. Ei, s-a plictisit omul. Numai bine, vă... Valerica Parasca. Din Fălticeni. Vă doresc sănătate, sunteți un om minunat. Mam, faceți o emisiune foarte frumoasă și îmi aduceți aminte de tinerețe. Stați un pic. Nu cred că ne cunoaște, dar mai știm viața asta. Oricum, e bine dacă reușesc să vă aduc aminte de tinerețe. Dedicație să fie copilor și nepoților mei. Vă respect. Dar când omul îmi spui că săracul s-o fi șocat la chestiunile astea. Alo? Alo, bună ziua pentru dedicație. Sunteți în direct? Da. Da, ziceți. Vă aștept. Alo? Îs Măriuța din Târgu Mureș. Da. Și mă bucur că ați reluat emisiunile. Bine, eu mă bucur că mai pot relua, da? No. Pentru Valentinul meu, iubit. Da. Care împlinește 50 de ani, multă sănătate. A, dânsul-i soțul, Valentin. Da, da. Valentine, da. Da, și eu și Valentina, vă dați seama. Da, Valentina poartă vina, da, în priceput, da. No. Ce melodie frumoasă, vezi, nu contează. O, eleu, să vină o melodie de vă umplu de nostalgii. No, bine, mulțumesc. Ei, acum, frumos. Ce să facem, asta este, na. Mulțumesc frumos și vă doresc multă sănătate. Mulțumim și noi, și noi, stai să mă uit. La revedere, uite, Dana Bugeac, bună ziua, aș dori, dacă se poate, o secvență cu scumpa și frumoasa Jenny Nicolau. Ei, dacă eu vă spun, doamna Bugeac, vă spun că pe Jenny o știu din 1986, parcă, dacă greșesc, e 7. O să o sun să ne alegem ceva. Bine? Deci nu avem nimic împotrivă. Mai să vedem cine e la telefon. Nu avem nimic împotrivă, dar deocamdată n-am pregătit cu genii. Bine? Alo? Am la hârtie aici de zici că la administrația publică. Alo? Bună ziua, Ciobanu. Cum adumim și de ce vă ascult? Vă ascult. Vreau să vorbesc, să dau o dedicație specială, da, pentru... Vă rog să o dați că sunteți în direct. Da, sunt Ciobanu Gică din Comuna Dumnezeu, județul Vaslui. Vreau să dau o dedicare specială pentru Sorin Frunză, care azi împlinește o vârstă, da, 52 de ani. Da? Nu există în lumea asta, frate, ca al meu, dacă se poate. Bine, mulțumesc! Azi nu se poate, dar eu se va putea. Mulțumesc foarte frumos. Toate cele bune, oameni buni. Interpreții vocali mari, și acum o să vedem o voce imensă, între vocile masculine din muzica ușoară românească, cred că este unică, cu atât mai mult cu cât o parte din stagiul militar și l-a satisfăcut la Cluj. Aici unde e acum Cercul Militar Casa Armate, era secția de stradă din Cluj a ansamblului Doina al Armatei. Și a cântat o vreme aici la secția de stradă. Aurelian Andreescu. Când dorul nu-s
stă în loc, nu se-ntoarce din drum. Până la soroc, spară-n săr nebun, spară peste noi, nu se-ntoarce înapoi. Dorul nu stă în loc, nu se-ntoarce din drum. Până la soroc, spară-n săr nebun, spară peste noi, nu se-ntoarce înapoi. Se-ntoarce din drum până la soroc, spară-n săr nebun, spară peste noi, nu se-ntoarce înapoi. Dorul nu stă în loc, nu se-ntoarce din drum până la soroc, spară-n săr nebun, spară peste noi, nu se-ntoarce înapoi. Aurelian Andreescu, Dorul. Ați văzut? Nu mai dau ăștia titlul în ziua de azi, Dorul. Neapărat în engleză. Neapărat să-i zicem în engleză. Nu știu cum se traduce Dorul, că Dorul e intraductibil. Bă, mergem. Viorica Păunescu ne scrie că a ajuns tânără pensionară. Adică cred că s-a fi lăsat. Vrea o melodie cu Traian Stoiță și zice așa. Vă urez o toamnă frumoasă și sănătate la toată echipa din TVR Cluj, că sunteți balsam pentru sufletele noastre. Și ne precizează că toamna, zice, sunt vinurile gustoase, nunțile frumoase și femeile focoase. Bă, asta e, dacă așa a zis, așa am zis și eu. Hai, dăm telefonul, te rog. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Dima Ion vă deranjează din Tulcea. Nu ne deranjează, numai ce, dați-vă un pic, că zgomot pe lângă dumneavoastră. Dați televizorul mai încet și să okay. Vorbim numai în telefon. Bine? Da, ok. Vă ascult. Da. Doamne, aș vrea să dau și o dedicație special pentru familia mea, o melodie de suflet așa, special pentru Dima Grigoraș Cristina, fetele mele Dima Iolanda și Dima Antonia. Dacă se poate, bineînțeles. O să vă dau, auziți, dar trebuie să stați să vă uitați până spre final, că vine o melodie care chiar se potrivește, înțeles? Nu e okay. Acum, chiar imediat, dar e mai încolo, bine? Da, eu vă urmăresc. Bine, mulțumim, ne urmăriți și poliția ne urmărește, nu ne lase. Ia uitați, se zice așa, Maria Fodor, stimă și respect din Orăștie. Hopa, vă urmărim cu mare drag familia Fodor. Dacă sunteți din familie cu Cristi Fodor, și mai bine, dar oricum e bine. Vă salutăm. Alo? Alo? Sărmăna! Ura, ura! La domnul Vaida. Da, sunteți în direct, cu mine vorbiți. Auleu! Da. Ghiței strate de la Botoșani. Vă aud! Da! Salut, stați, dau telefonul mai încet, nu? Da, nu telefonul, dau, televizorul, da. Da, gata. Sunt un mare fan al dumneavoastră și mă bucur că ați revenit, domnul meu. Mulțumim! Deci, bă, salut din Botoșani, Ghiței strate. Dacă se poate,
în cinstea soției mele, da? Toate cu cheam Maria, dar aceea e de Gheorghe Roșoga, Gheorghe. Auziți, lăsați că vă trag eu un Gheorghe acum, dacă e în cinstea soției. Vă mulțumim! Da, toate cele bune! Așa, fiți atent, tremură botșanii! Multă stimă de la botșeni! La botșeni, ce vremuri când am mâncat zilele. Sunt dintr-o comună, se cheamă Borliceni, dacă nu era Borliceni... Dacă nu era Botoșani, Vârmișeni era municipiul de județ. Așa e, așa e viață. Și dacă nu era Cluj, era Zalău capital. A, da, stai, da, v-am pupat. Da, trăit, da, și Zalău să trăit. Toate cele bune. Să nu uit să spun încă o dată multe mulțumiri sponsorului emisiunii noastre, restaurantul Chios din Cluj. Și acum că i-am promis domnului, mamă, dau un moment frumos. Că de-aia televiziunea română e televiziunea publică. Are, domne, și cu ce și cu cine. Ia uitați-vă, hai! Căsnicie, căsnicie, cât de dragă mi-ești mie. Când nevasta e frumoasă, harnică și drăgăstoasă, face mâncarea gustoasă și vine de vreme acasă. De mai bea un păcărel, nu mă cicăle de fel, dar nici eu nu-mi trec măsura, săruta iarnei ca gura. Ești urâtă și pustie, urăcia-i ca o boală, casa parcă ar fi goală, n-auzi tu voce domoală, nu fierbe nimic în oală. Patul-i gol, salteaua-i tare, ziua-i lungă, noaptea mare, cucu scântă la culcare și tot cucula. Asculare. Bătrânețe, haine grele, ce n-aș da să scap de ele, pe la tâmple albe fire, ochelari pentru citire, inima-ți bate prea tare când te prinzi în cora mare. Hey, dar nu te lăsa, măi frate, bătrânețea de se poate, s-o alungi cât mai departe, de necasă nu ai parte. Tinerețe, tinerețe, toată lumea-ți dă binețe. Ești cam scurtă, dar frumoasă, blondă, brună, arătoasă, ai o fire mai focoasă și la masă pofticioasă. Nimeni nu vrea să înțeleagă, tinerețea nu se leagă, ea nu ține o viață întreagă, fuge când ți-e lumea dragă. La 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 la. Nu de glume mi-ar de mie, dar ce bine ar fi să fie și ce bine ar fi să ție tinerețea o vecie. Uite așa, lasă așa, tot așa, hai așa, hei! Hei, te ține așa, tot așa, Nicu Constantin și Gică Petrescu. Nu uitați,
i-ați văzut pe ei, dar nu uitați că sunteți pe TVR3, unde urmăriți în direct o ediție transmisă de la Cluj, intitulată Vine Clujul pe la noi. Ha! Vine Clujul pe la noi. Clujul merge, merge să se întâlnească cu doi buni prieteni ai dumneavoastră și ai noștri. E surpriză, îi lasă să prezinte ei. Bună ziua! Bună ziua! Bă, dar unde sunteți, băi? Unde? Dar unde nu umblăm noi? Dar unde nu umblăm noi? Suntem acum bun. La Corund, da? În județul Satu Mare. Ei, bata, ai venit acasă la Luminații, la Vinie. Bravo. Da, am venit astăzi luminațiile, dar am venit la în unele sate sunt luminațiile, dar duminica, în satul ăsta da. Încă nu sunt astăzi luminațiile. Da. Uitați, peste deal acolo, da. Așa, Isălajul. Da, așa, peste deal în stânga Iegheriștea, de unde sunt eu, băi, fiți atenți, voi sunteți la Corund, acolo sunteți pe lângă Chiești, pe lângă... Ascultă-mă, am trecut pe lângă Iegăriște. Da, mulțumim, fain. Oameni buni, Lavinia Goste și Marius Zorilă. Marius Zorilă este dirijorul și cel care a conceput suita aceea din Maramureș, din Transilvania, pe care noi o folosim la generic. Mulțumim, Marius! Mă bucur că o folosiți. Cu mare drag, nu este a mea, este de la dumneavoastră de aici, din Maramureș și din Arta. Păi da, Marius. Auzi, da, de eu cât... am onoarea să o cânt. Da, mulțumim. Auzi, de cât... au făcut o celeandă. Bă, de cât timp să ești tu ginere în Codrum? Ginere sau mireasă? Băi, acum, eu n-am vrut să spun că te-ai mărita, da, mă rog. Da, păi de vreo 15 ani, tot din aici, prin Corund, prin țara Codrului. Da. Îmi place. Foarte, foarte frumos. Și se domn. Pare că deja ne căutăm bătrânețile, să știți. Hai, ne căutăm locul pe aici. Da. Deja scauți un loc de bătrâneață. De tinerețea, băi, de tinerețea a patra. Auzi? De tinerețe, da. Auzi? Vrem să trăim liniștit și atunci trebuie să ne mutăm în Ardeal dacă vrem să trăim liniștit la bătrâneță. Ah, am priceput. Deci bărbatul e de unde e soția, mă? Să spune în Ardeal, Marius. Nu spun eu, spune dumneavoastră. Mie îmi place să glumesc. Eu sunt din Giurgiu. Da. Și vin dintr-o familie cu renume. Știu. Mai ales în muzică. Auzi, ia spune urmașul cu ești, ca să înțeleagă oamenii, că nu ești născut pe trotuar, da. Eu sunt din Giurgiu, pe bunicul meu l-a chemat Costică. Da. Constantin, dar îi se spunea Costică. Costică al Uzorilă. Da. Era tare violonist, foarte bun, cel mai bun din zona de acolo. Tu pe el moștenești. Da. Auzi? Și ai lăsat câinii în Giurgiu și te-ai dus în București, Satu Mare. I-au legat acolo, și i-am adus aici. Auzi, mai câți copii aveți voi? Două fetițe gemene minunate, Maria și Ioana. Auzi, Marius, că nu ne aude nimeni, zice că cei căscați fac fete, ceilalți fac și bărbați. Băi,
Și eu am fată și cu tata, stai liniștit, nu fi supărat, dacă ești cu vocala. Eu știu o altă variantă, să știți. Eu știu o variantă, că la cine le-au plăcut prea mult femeile, fac numai fete. Băi, am înțeles, dar nu bate și mai tu așa. Mai degrabă așa. Așa direct. Cu asta sunt de acord. Așa, e bine. Băi, fiare, ce proiect apropiat aveți? Doamne feri, dar câte nu avem. Chiar dacă a dat nebunia asta... Da, peste noi, da? Noi suntem tot timpul voioși și plini de surprize. Angrenați în tot felul de proiecte. Ne place foarte mult să cântăm și așa. Încercăm să punem să punem în evidență cât mai mult și cât putem noi de bine folclorul alături de Orchestra Națională Valahia. Ne întreabă oamenii de ce nu ne prostim, de ce nu ne porcărim cu alte muzici. Păi și am spus că o lăsăm la cei care se pretează. Văzut, n-ai văzut emisiunea, că am zis și eu, că mi-a spus un prieten că dacă trebuia certificat ca să ascult manele, era 150% de vaccinare. Da. Asta e tare, da. Tot! Băi, deci vă mulțumesc, să fugiți repede, că mai dau o dedicație, să vă uitați ce melodie dau cu voi, cu amândoi, mă. Doamne ajută, mulțumim din suflet, vă iubim foarte mult, vă respectăm, vă apreciem. Și salutăm pe toți aceia care ne urmăresc, toți telespectatorii de aici, din Țara Codrului. Mulțumim frumos! Mulțumim! Doamne ajută, numai bine! Uite, o familie frumoasă, talentată, la Vinea Goste, Marius Zorilă. Bă, dacă mai e cineva în telefon, dă-mi-l să citesc o dedicație, să nu rămân dator, bă, că... Datori. Florin Cheșcheș. La mulți ani, frumoși Denise Crăznean, din partea bunicii Maria și unchiului Radu. E cineva la telefon? Alo? Da, vă ascult. Alo, Kirila Gusti. Da. Aș vrea o dedicație la domnul Baita. Da, cu mine vorbiți. Da, când? Cui faceți dedicația? La un frate de la Luduș, Viorel Kirila, care în data de 15 octombrie a făcut 74 de ani. Deci Kirila fără milă, da? Kirila cu milă. E milos. Bravo, e de-a nostru înseamnă că e milos. Bine. Da. Vă mulțumesc de telefon. Mulțumesc frumos. Da, vedeți ce melodie pune. Da, vine una trăznet cântată chiar de copiii ăștia doi. V-am pupat. Oameni buni. Ia să ne uităm la Vinia și la Marius. Îi prindem în repetiție. Hai! Dragu-mi vara la lucru, cu mândra când cântă cucu, cu mândra când cântă cucu. Dragu-mi vara la costă, dragu-mi vara la costă, cu mândra care-i frumoasă, cu mândra care-i frumoasă. Eu să-mi aud cosa-n iarbă, eu să-mi aud cosa-n iarbă, cucu să-mi cânte pe creangă, cucu să-mi cânte pe creangă. Când răsare sorile, când răsare sorile, mândra sparge brazdele, mândra sparge brazile. Dragu-mi vara pe voi, dragu-mi vara pe voi, cu mândra să facem plăi, cu badea să facem clăi, mă! Cine nu-i vara la lucru, cine nu-i vara la lucru, n-aude cum cântă cucu, n-aude cum cântă cucu, nici vântușul e rând, nici zvorile curgând. Măi, dorule, dorule, măi! Uscu-mă și mă toptiesc, măi, dorule, dor! Dar ăsta-i joc ghipăiza, ca măi, dorule, dorule, măi! Și îl joc cu băița, ca măi, dorule, dor! Thank you.
n-a pomnit să plăche, dar măi, dorule, dorule, măi, picioarele tătașe, dar măi, dorule, dor. Hai, zorilor, un pic! Da, măi, dorule, dorule, măi, ai cu o gândit că-i si frumos. Da, măi, dorule, dor, da, m-a făcut mai negricios. Da, măi, dorule, dorule, măi, ai cu o gândit că-i si frumos. Da, măi, dorule, dor. Da, v-a plăcut? Hai! Sigur că v-a plăcut. A, să nu uit, am fost rugat și de prieteni și de alții aici să transmitem gândurile bune ale telespectatorilor noștri înspre cei care sunt în spitale. Sănătate celor bolnavi, putere de muncă celor care îngrijesc, doctori, asistente, ce mai e pe acolo. E bătaie. Ce să faci? Toate au venit peste noi. Să le dea Dumnezeu sănătate și putere tuturor. Hai, dă-mi un telefon. Alo? Alo? Rum, tum, 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 numai bine voi citi o bucată. Mihaela Roman, bună ziua, din Gherla sunt și urez tuturor dumitrilor din familia mea, că am târziu, dar e vor bine, oricum, la mulți ani. Vă rog o melodie cu Ceterașii din Gherla. E, nu i-am eu pe acum pe Ceterașii din Gherla, bata-i binele, dar când eu mă avea pregătiți, eu îmi da, bine? Că îți dai noștri, nu, nicio problemă. Hai, dacă e cineva, alo? Da, da, mă ascult. Domnul Vaiva. Da, vă rog. Mă bucur mult că v-am prins. Da. Eu sunt din Brăila. Da. Cum e mare la Tulcea, la Brăila. Așa. Vreau să dau și o dedicare. Cui? Făcut la Târgu Mureș. Da. La 1364 la tranziuni. Da. Un cântec militar. Oi, nu l-am acasă. Mă numesc Drogeanu Vasile din Brăila. Vă mulțumesc, domnul Drogeanu. Ei, data viitoare pregătesc și un cântec așa de sorginte militar, aveți dreptate. Ne apropiem de final. Da, vă mulțumesc. Ne apropiem de final. Atenție. O să dăm o piesă să ne aducem aminte de ce actor, ce cântăreț mare am avut, că tot este ziua aceasta, duminică 31, mâine, în 1, noi ardelenii ne aducem aminte de cei dragi plecați dintre noi. Să vă aduceți aminte de mari oameni ai noștri, televiziunea română îi are. Dau acest cântec și îl trimit înspre bunul meu prieten Ștefan Gadola, pe care îl știam și îl știu îndrăgostit și de chitară, între altele. Oameni buni, să vă uitați cu atenție și să luați ce trebuie luat din mesajul acesta. Hai! Când eram plecă la mama, hei, ce ploaie și ce vânt, dam și eu prin fete iama, fiindcă plouă pe pământ. Dar când mi-a mijit mustața, hei, ce ploaie și ce vânt, tot în râs am luat viața, fiindcă plouă pe pământ. Dar de când m-a ars nepasta, hei, ce ploaie și ce vânt, și mi-am luat și eu nevasta, plouă într-una pe pământ. Și de-atunci lovi margaia, fie ploaie, fie vânt, beau și eu că toată ploaia care cade pe pământ. Piesa-i gata, drag oblonul. Hei, ce ploaie e afară!
Dacă v-a plăcut bufonul, mai poftiți și mâine seară. Dan Andrei Aldea, îți mulțumesc că existi. Când eram plecău la mama, ei ce ploaie și ce vânt, dam și eu prin fete iama, fiindcă plouă pe pământ. Dar când mi-am ingit mustața, ei ce ploaie și ce vânt, tot în râs am luat viața, fiindcă plouă pe pământ. Dar când m-a lovit năpasa, ei ce ploaie și ce vânt, și mi-am luat și eu nevasta, plouă într-una pe pământ. Și de-atunci lovim argaia, fie ploaie, fie vânt. Beau și eu că toată ploaia care cade pe pământ. Piesa-i gata, trag oblonul, ei, ce ploaie e afară. Dacă v-a plăcut bufonul, mai poftiți și mâine seara. Vă mulțumesc mult. Încă o dată a fost o cinste pentru mine. Dar Andrei Aldea, locuitor al Oradei, nu uitați. Da. Ah, ce oameni am avut. Da. Ne-am apropiat de final, vreau să vă spun că în fiecare duminică la 13:30 este emisiunea noastră. Punctul 1. Punctul 2. Ne puteți accesa pe Facebook. Cum să vă explic eu? Ziceți Facebook, puneți bară, că nu vă spun în engleză, obrică, TVR Cluj. Și la live acolo, când scrie live, intrați și vedeți emisiunea oriunde ați fi. Pe de altă parte, vedeți că mai este o adresă, vine Clujul, Gmail, deci arunc Gmail, și .ro și intrați direct să faceți dedicații la .com. Scuzați-mă, eu scuro un cap că s-a plecat afară. .com. Deci vine Clujul, Gmail, să nu uitați. Deci vine Clujul, @gmail.com. Asta e. Acolo puteți da mesajele, dacă le-ați pierdut. Mai departe, telefonul e același, nu încercați pe altele că nu merge. Reluare, că asta uitat, am uitat și duminica trecută să spun, bată-mă, bine, lăsă să mă bat. Reluare este noaptea. Asta este. Noaptea la 3. Numai bine văd și americanii mai spre seară și neozelandezi și toți. Da? Pe, 3, pe TVR 3. Pe TVR Cluj vă uitați tot săptămâna. Dar o să o găsiți pe YouTube, să scrieți. Vine Clujul pe la noi, data emisiunii pe care vreți să o găsiți. Da? Deci nu pierdem vremea. E foarte simplu de găsit. Acum, pentru că tot mi-a scris, am o întrebare. Zice, am fugit data trecută de ea și m-a făcut laș. Un prieten bun. Că zice, ce guvern vom avea? Bă, după cum se arată, nu-i treaba mea, nici săptămâna viitoare nu vom avea guvern. Dar dacă l-avem, va fi așa cum zic unii. Guvern de Uniune Națională. Credeți? Numai dacă va fi MAPN, MAI și servicii. Bagă ăștia Uniune de nu ne-am văzut. În rest, vom continua ceea ce am început. Și să rămâneți dumneavoastră optimiști. Știți, dumneavoastră, că avea Platon o vorbă. Cu cât gândesc mai mult, cu atât mă întreb la ce-mi folosești. Și vorba aia, dacă tot trecem prin sufletele oamenilor, măcar să trecem frumos. La bună vedere!